Bine v-am regăsit la o nouă ediție Mosaic Cube. Una dintre preocupările pe care le avem în fiecare zi este legată de alimentație. Ce să mâncăm și cum o facem? Vedem așadar ce influență mare are acest subiect asupra vieții noastre, mai ales în lumea modernă în care trăim. Și putem să vedem că trebuie să acordăm o și mai mare atenție alimentației. Vorbim în emisiunea de astăzi despre ce alegeri să facem pentru a ne întări imunitatea și vom vedea în cele din urmă că alimentația nu este singurul lucru de care trebuie să ținem cont pentru o imunitate bună. Vorbim despre toate acestea și multe alte lucruri cu invitata mea de astăzi, Mihaela Pantea, care este de altfel și nutriționist și căreia îi mulțumesc pentru acceptarea invitației. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! Vedem așadar cât de important este acest subiect pentru noi și pentru a duce o viață cât mai bună și să ne bucurăm cât mai frumos de ea. Vreau să luăm puțin cu începutul și până la a ajunge la o imunitate puternică, să vedem ce este această imunitate și care este rolul sistemului imunitar până la urmă, cum ne ajută. Sistemul imunitar, evident că este foarte important pentru organism, fiindcă dacă e să vorbesc pe înțelesul tuturor, sistemul imunitar este armata, da, organismului nostru, cea armata care luptă împotriva invaziei, să spunem, pentru că tot e un subiect de actualitate. Și aici, când ne referim la invazia asupra organismului, ne referim la tot ce înseamnă corp străin care vine în organismul nostru. Pot fi virus, pot fi bacterii, pot fi alți corpi străini care ajung în organismul nostru, pe care organismul nu îi recunoaște ca fiind proprii și evident că în situația aceasta se activează sistemul imunitar. Sistemul imunitar care e extrem de complex, nu aș vrea acum să facem o lecție despre imunitatea umorală, imunitatea celulară, lucrurile sunt un pic complicate. Ceea ce este important de reținut este că un corp sănătos cu siguranță are un sistem imunitar pregătit și puternic pentru a face față oricărei agresiuni din exterior. Luăm în continuare și vorbim despre imunitatea la copii. Așa cum am vorbit înainte să începem, ei sunt o categorie mai specială, iar părinții de multe ori fug de frica imunității scăzute. Așa este. Copiii sunt o categorie specială. De ce? Pentru că ei trebuie să facă față întâlnirii pentru prima oară cu diferite tipuri de virus și bacterii. Sigur că primele sau primii ani în care dau piept cu acești virus și cu bacterii sunt momentul în care copilul intră în grădiniță. Pentru că până la grădiniță el este un pic mai izolat, stă mai mult cu familia sau nu intră atât de frecvent în comunitate și în felul acesta nu intră în contact cu aceste patologii. În momentul în care copilul ajunge în grădiniță, acolo lucrurile sunt, devin un pic mai complicate. Dar pe măsură ce copilul își câștigă imunitatea, deci el practic, sigur că pentru părinte e un stres deosebit, că l-ai dus la grădiniță, stă o săptămână, două, rămâne acasă, răcit sau, cu viroze, cu diverse alte afecțiuni. Enteroviroze, viroze respiratorii și așa mai departe. Depinde cu ce se întâlnește în grădiniță. Trebuie să-l ții acasă, îl duci din nou în comunitate, se întâlnește cu altceva, trebuie din nou ținut acasă. Și lucrurile acestea sunt mai frecvente în primii ani de grădiniță. După aceea, în măsura în care copilul își dezvoltă imunitatea, organismul întâlnindu-se cu aceste patologii și câștigând, făcând imunitate pentru ele, lucrurile devin din ce în ce mai simple. Nu e o soluție pentru copil, sigur că părintele e stresat, dar nu e o soluție să-l ținem acasă, să-l ținem izolat, pentru că fiecare vârstă are, momentele ei. Și este mai bine ca copilul să fie lăsat în comunitate, chiar cu riscul că, ne stresăm un pic și E o perioadă mai dificilă, dar în felul acesta imunitatea lui este întărită. Sunt anumiți virus sau anumite bacterii pentru care organismul își face imunitate pentru tot restul vieții. Sigur, există și soluții moderne de vaccinare și sunt anumite vaccinuri care sunt obligatorii și e foarte important să le facem.
sau poate pur și simplu să fie lăsat să facă, boala respectivă, câștigă imunitate pentru tot restul vieții. Asta este, e o perioadă mai dificilă în momentul bolii, dar cumva marea majoritate dintre noi am trecut prin povestea asta și o rezolvăm, adică lăsăm organismul practic să rezolve toată treaba asta. La adult lucrurile stau un pic diferit, pentru că, într-adevăr, există goana aceasta, să zic, după a ne întări imunitatea și suntem tentați să luăm tot felul de suplimente alimentare pentru a ne întări imunitatea. Ama, trebuie să înțelegem vis-a-vis de imunitate un lucru extrem de important. Organismul nu creează aceste celule imunitare și le depozitează undeva, fiind pregătite în momentul în care, să spunem, facem o afecțiune sau avem o infecție bacteriană, să spunem, și le dă drumul din depozitul respectiv să lupte. Lucrurile acestea se întâmplă în momentul în care, deci, imunitatea puternică înseamnă că e un organism pregătit să facă față. Deci nu, organismul nu depozitează aceste celule imunitare undeva și noi, luând suplimentele acestea, ne creăm o armată foarte puternică acolo. Da? Deci lucrurile sunt în dinamică. Reacția la o infecție bacteriană, să spunem, este o reacție pe care, adică o reacție bună este aceea pe care un organism puternic, un organism sănătos, poate să facă față fără probleme. Da? Sigur că uneori e nevoie și de ajutorul antibioticelor, dar în mod obișnuit organismul în fiecare zi face față diferitelor agresiuni și diferiților patogeni din exterior, fără niciun fel de probleme. Deci ideea aceasta de a lua, eu știu, în mod necontrolat diferite suplimente, n-aș putea să spun neapărat că este cea mai bună soluție. Sigur că în perioadele, eu știu, mai reci, în care suntem expuși unor virus sau unor bacterii mai frecvent, cum sunt perioadele de toamnă sau cum sunt perioadele de viroze, ok, putem să facem niște lucruri, dar nu neapărat, repet, să ne imaginăm că organismul nostru își pregătește armata și face un depozit acolo mare luând suplimentele acestea. Deci asta e, fără doar și poate, un lucru pe care ar trebui să-l știm în situația de a nu ajunge, eu știu, să luăm în mod exagerat anumite suplimente, multe dintre ele, mă rog, nu neapărat le știm calitatea sau sunt foarte multe produse pe piață, unele dintre ele chiar foarte scumpe. Poate ar trebui înainte să decidem, eu știu, să cumpărăm ceva extrem de scump sau să luăm orice fel de supliment, să întrebăm poate medicul de familie sau un medic specialist sau să nu le luăm așa doar la recomandarea, nu știu, vecinului sau am găsit noi pe internet nu știu ce informație și o luăm de bună și luăm tot felul de suplimente. Unele dintre ele sunt plante de pe alte continente, adică lucrurile trebuie făcute un pic mai riguros și poate consultând pe cineva care are cât de cât cunoștințe în zona aceasta. Că tot suntem la capitolul de suplimente, vreau să vorbim puțin și despre această exagerare cu vitamina C, care este chiar îndrumată de către farmaciști de multe ori, am observat. Da, așa este. Acum trebuie să fim conștienți că și până la urmă lanțurile farmaceutice sau farmaciile mari, să spunem, sunt un business și ca orice business are un program de marketing, are marketat, eu știu, o anumită vânzare, să spunem, și atunci asigur că se promovează în farmacii destul de multe suplimente, așa cum se promovează, eu știu, protectoarele hepatice la pacienții care iau statină, deși, mă rog, asta e un alt subiect, nu este nevoie să facem treaba aceasta, ele totuși sunt promovate și sunt promovate de ani de zile. Zona aceasta a suplimentelor alimentare este o zonă extrem de puțin reglementată din punct de vedere legislativ, spre deosebire de medicamentele care se iau pe rețetă sau medicamentele, alte tipuri de medicamente. Deci aceste suplimente sunt foarte puțin reglementate și atunci, sigur că orice business, că până la urmă și o farmacie este un business, are dreptul, are voie, are toată, deci are posibilitatea să-și promoveze diferite produse. Cu siguranță vitamina C e un produs foarte bun. Părerea mea este că vitamina C, dacă reușim să ne o luăm din legume și din fructe, este cea mai bună variantă.
Acum că, eu știu, din când în când luăm, avem perioade în care, eu știu, o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni, să spunem, luăm niște suplimente cu vitamina C, nu e un lucru rău. Trebuie să avem grijă totuși să nu exagerăm, fiindcă vitamina C, în mod particular, nu se absoarbe luată oral, da, deci înghițită ca și pastilă, pentru că sunt doze foarte mari. Am văzut suplimente cu vitamina C cu doze foarte mari. Ea nu se absorbe, organismul nostru nu poate absorbi astfel de cantități. Da? Deci, dacă e să dau un sfat vis-a-vis de vitamina C, dacă am decis să luăm un supliment cu vitamina C, ideal este să luăm o doză mai mică și poate împărțită de două sau de trei ori pe zi. Dar, repet, dacă avem o alimentație sănătoasă, dacă mâncăm suficiente fructe și legume, în mod normal ar trebui să ne luăm cantitatea necesarul de vitamina C de care organismul are nevoie într-o zi, nu-i foarte mare. Deci putem fără niciun fel de probleme să o luăm din alimentație. Dar, repet, dacă am decis să luăm un supliment, ăsta ar fi sfatul meu, să luăm o doză mai mică, 200-300 de miligrame, o dată este suficient și poate împărțit în mai multe doze, în mai multe doze zilnice. Dar, într-adevăr, e un supliment care se promovează. Repet, nu e greu să spui că faci supradozare de vitamina C. Organismul nostru are grijă să nu absorbă cantitatea aceea, dacă am luat o doză foarte mare, să absorbă cantitatea aceea foarte, foarte mare, luată oral. Acum, sigur, sunt situații în care se pot face perfuzii cu vitamina C cu doze foarte mari. Repet, nu e un lucru rău, dar se face în anumite situații pentru anumite patologii. Așa cum organismul încearcă să aibă grijă de noi, cred că și noi ar trebui să avem grijă și vreau să vorbim despre aceste soluții asupra creșterii imunității sau măcar să găsim un echilibru între o imunitate crescută și una scăzută, despre care vreau să vorbim, pentru că până la urmă sunt zile și zile. Exact. Imunitatea noastră, sau cum să spun, felul în care organismul nostru reacționează la o agresiune poate să difere și este influențat de foarte mulți factori de-a lungul unei zile. Nu putem vorbi despre o imunitate bună, da, referindu-ne doar la alimentație, pentru că o imunitate bună, o imunitate puternică înseamnă de fapt un organism echilibrat, înseamnă un organism sănătos, înseamnă un organism care, în afară de alimentație, are grijă și de alte, are grijă și de alte lucruri. Și aici nu putem să, repet, să ne referim la imunitate dacă nu ne referim la somn, dacă nu ne referim la activitatea fizică. Și asta este un lucru care e valabil pentru foarte multe alte aspecte ale organismului, nu numai pentru imunitate. Da? Degeaba, să spunem, avem grijă ce mâncăm, suntem atenți dacă, eu știu, dormim 4 ore sau 5 ore pe noapte, dacă stăm 8 ore în fața unui calculator și la finalul zilei verificăm și vedem că avem 2500 sau 3000 de pași. Deci nu e o iluzie să credem că ne-am întărit imunitatea doar făcând sau doar având grijă de un singur aspect. Da? Deci nu se poate să avem o viață echilibrată sau nu putem vorbi despre viață echilibrată dacă nu vorbim despre un somn corect, asta însemnând că ne-am culcat undeva la ora 10 sau 11 și am dormit 7-8 ore pe noapte. Și aici poate că e un subiect extrem de vast și la toate comunicările științifice, la toate congresele la care am fost în ultima vreme, nu am avut unul singur la care să nu fi fost câteva comunicări științifice legate de importanța somnului și ce impact are privarea de somn sau un somn dezechilibrat sau un somn haotic și ce impact negativ are asupra tuturor aspectelor din viața noastră. Deci fără echivoc. Acum câteva zile am citit un articol în care neurochirurgii au evaluat pacienții aceștia cu intervenții chirurgicale la nivelul creierului și spuneau că recuperarea după aceste intervenții chirurgicale este mult mai bună la pacienții care au avut un somn sau au un somn, o viață în care partea aceasta a somnului este bună și echilibrată. De asemenea, activitatea fizică,
marea majoritate dintre noi avem vieți sedentare, sunt foarte mult în fața calculatorului sau foarte mult la birou. Dacă nu reușim să compensăm, având o minimă activitate fizică în fiecare zi, un minimum care să ne țină sistemul cardiovascular, care să ne țină sistemul respirator și să ne țină de fapt întregul organism într-o formă, să spunem, minimal într-o formă bună fizică, nu putem vorbi de o imunitate, bună. Minimul acela însemnând chiar un mers pe jos, poate de exact, acasă până la locul de muncă. Exact, exact. Și trebuie să profităm de orice, cum să spun, de orice aspect care ne poate duce în zona aceasta de a face un pic mai multă activitate fizică. Începând de la a parca mașina un pic mai departe de locul de muncă și a face măcar un 10 minute sau 15 minute până acolo și încă 15 minute înapoi. Dacă suntem la casă, să avem un pic de activitate în grădină, mai ales acum că vremea deja ne permite. Sau, de ce nu, mergând mai departe și încercând să avem câteva ședințe săptămânale de activitate fizică, într-o sală de sport sau pe un teren de sport în aer liber. Deci orice activitate fizică care ne face plăcere, este important să o integrăm și să încercăm să creștem frecvența acestor sesiuni în care facem un pic de mișcare ca să compensăm acele multe, multe ore în care stăm jos, practic. Este extrem de nociv, mai ales pentru sistemul cardiovascular, este extrem de nociv sedentarismul, practic, statul jos. Și aici nu mă refer doar la statul la birou, pentru că de multe ori ajungem acasă obosiți de la birou, avem o masă copioasă, după care ne așezăm, ne întindem la televizor. Da, din nou ne așezăm jos. Dacă nu reușim să echilibrăm cumva partea aceasta, nu putem vorbi de o imunitate sănătoasă. Realmente nu putem vorbi. Iar dacă e să ajungem la partea de alimentație, din nou cuvântul magic este echilibrul. Cum să spun? Sunt persoane care nu mănâncă nimic toată ziua, ca să dau un exemplu de alimentație dezechilibrată. Nu mâncăm nimic toată ziua, bem cafea, uneori mai și uităm să bem apă, dar ajungem acasă după masa și devorăm frigiderul. Exact. Pentru că evident ne este extrem de foame și nu mai avem niciun fel de control asupra ceea ce mâncăm. Ca să nu mai spun, începând de la faptul că amestecăm haotic diferite tipuri de alimente, volumul pe care îl mâncăm având o singură masă pe zi este evident mult prea mare, pentru plus că metabolismul nostru și arderile noastre sunt mult mai lente seara, după masa și seara. Ardem mult mai bine, consumăm mai multe calorii în prima parte a zilei. Există un bioritm aici și al metabolismului decât în partea a doua. Și întotdeauna persoanele care mănâncă seara este știut că au tendința de a se îngrășa. Da? Orice, să spunem, dietă sau orice recomandări nutriționale se referă la faptul că ar trebui ca micul dejun, prânzul sau, dacă sărim peste micul dejun, măcar prânzul să fie masa cea mai bogată, iar cina să fie o masă ușoară, pentru că, repet, metabolismul nostru în partea a doua zilei încetinește și este evident că, pe lângă faptul că riscăm să punem niște kilograme, nu este benefic pentru chiar dacă pentru imunitate. Chiar dacă, alimentele pe care le servim la acea cină foarte bogată, ele pot să fie sănătoase, pot să fie mâncare gătită, să fie ok. Dar dacă e o singură dată pe zi, dacă volumul este foarte mare, n-am rezolvat mare lucru. Aviz celor care cred că dacă sar peste mai multe mese și pot să mănânce doar o singură masă, este mai în regulă decât să le ia pe toate trei. Există persoane care, într-adevăr au decis, pentru că într-adevăr acum este la mare modă acest fasting, care are și el beneficiile lui. Sunt persoane care mănâncă o dată pe zi, dar acea masă pe zi nu ar trebui să fie la 7-8 seara, ar trebui să fie undeva mai devreme și ar trebui să fie o masă foarte echilibrată din multe puncte de vedere, dar asta e o altă discuție vis-a-vis de fasting. Eu cred că, dacă reușim să avem măcar două mese pe zi, deși personal sunt adepta unui echilibru de-a lungul zilei și cred că cele trei mese clasice sunt, până la urmă, aduc organismul într-o zonă într-adevăr echilibrată,
putând în felul acesta ca de-a lungul zilei valorile glicemice să fie cât mai constante. Tot ceea ce ne duce spre constanță, spre echilibru, este ceea ce face bine organismului și implicit sistemului imunitar. Acum, din punct de vedere al alimentelor în sine care stimulează imunitatea, aici e o discuție întreagă și n-aș putea să vă dau o listă cu alimente care ne cresc imunitatea. Alimentele sănătoase ne cresc imunitatea. Alimentația echilibrată crește imunitatea sau ne ajută, ne face o imunitate puternică, de fapt. Pentru că ideea aceasta de a crește imunitatea e un pic, nu cred că este, să spunem, fraza sau cuvântul potrivit. E vorba de a avea o imunitate puternică, de a avea un organism sănătos, capabil și pregătit să răspundă oricărei agresiuni externe. Despre asta e vorba. Asta înseamnă, de fapt, o imunitate puternică și o imunitate crescută. O luăm totuși și altfel. Avem o alimentație corectă, ne hidratăm, facem activitate fizică, dormim cât trebuie, dar avem în vedere și acest stres al secolului 21 în care trăim și totul este dat peste cap. Practic, așa poate este. Facem tot degeaba cum trebuie. Nu aș vrea sub nicio formă să considerați că toate lucrurile acestea sunt degeaba. Cu siguranță nu sunt degeaba, sunt foarte importante. Dar, într-adevăr, stresul e un factor, să spunem, pe care e destul de greu să-l controlăm, fiindcă ține mult de cum reacționăm noi la diverse, eu știu, aspecte emoționale ale vieții noastre, când ne referim la un, eu știu, la un moment stresant de-a lungul zilei, eu știu, o altercație cu șeful sau, eu știu, o situație mai delicată în care suntem. Evident că e o situație în care ne stresăm și care ne dă un pic peste cap imunitatea sau ne afectează partea aceasta de imunitate. Iar extrema cealaltă este, sau să spunem, situația mai gravă este în care avem un eveniment cu un impact emoțional extrem de puternic. Aici mă refer, eu știu, poate să fie un accident, poate să fie decesul unei persoane apropiate, poate să fie o veste extrem de șocantă și, într-adevăr, aceste evenimente emoționale foarte, foarte puternice pot să declanșeze boli foarte serioase. Deci există situații în care un astfel de eveniment să fie cauza declanșatoare a unui, nu știu, unui proces autoimun, de exemplu, a unei boli autoimune sau a unei boli de alt tip. Sigur că nu le putem controla. Și sigur că toate aceste aspecte sunt multifactoriale. Deci cauza pentru care se declanșează o anumită boală, sunt foarte puține boli, să zicem, la care le cunoaștem clar cauza. De cele mai multe ori spunem cauza este multifactorială. Cunoaștem poate 1, 2, 3 sau mai mulți factori, dar nu îi cunoaștem pe toți, cu siguranță. Și atunci e greu să spui că ok, ai făcut tot ce ai putut, exact cum ați spus, am o viață sănătoasă, fac sport, am un somn bun și totuși se pot întâmpla astfel de evenimente nefericite și se pot declanșa diverse afecțiuni. E greu de spus ce am putea să facem în plus. Aici sigur că mai ține și de, eu știu, de aspectul genetic, mai ține și de felul în care noi reacționăm la stres, pentru că sunt persoane mai sensibile, sunt persoane mai puțin sensibile, ca să mă exprim așa, mai pe înțelesul tuturor. Și probabil că impactul sau impactarea acestor evenimente sau stresuri emoționale nu este la fel, pentru că suntem diferiți. E posibil ca pe fondul aceluiași stres o persoană să facă o boală autoimună sau o altă boală gravă, iar altă persoană să nu îi se întâmple nimic. Dar nu le putem controla. Realitatea este că nu putem controla orice aspect al vieții noastre. Dar lucrurile acestea pe care țin de noi și pe care le putem face, cu siguranță trebuie să le facem, pentru că dacă nu le-am face sau dacă nu am avea mari dezechilibre în zonele acestea despre care am povestit, cu siguranță că nu suntem atât de pregătiți să facem față unui stres mai mare sau unui stres mai mic. Mi-a dat acum puțin de gândit și vreau să vă întreb dacă această imunitate este născută ea sau doar o dobândim pe parcursul vieții? Venim cu ea. Deci ea este, sigur că ne naștem cu ea. Ea este câștigată
pe măsură, sigur când ne naștem, în momentul în care ne naștem, o parte din, să spunem, aceste celule imunitare, prima oară le luăm din laptele matern. De aceea se și spune că e foarte important copilul mic să fie alăptat, pentru că hrănindu-se cu laptele mamei, el câștigă imunitate și este capabil să se apere folosindu-se de aceste celule din laptele matern. Da? Dar pe măsură ce crește, lucrurile se complică puțin. El singur își dezvoltă imunitatea, astfel încât, ca și adult, este practic pregătit să facă față acestor, să spunem, agresiuni exterioare. Sigur, sunt și situații în care ne îmbolnăvim și e nevoie ca sistemul nostru imunitar să fie ajutat, dar sigur, asta e o altă discuție și intrăm într-o zonă de, eu știu, ce putem face din punct de vedere al, eu știu, ajutorului medicamentos pentru a ajuta imunitatea să treacă peste anumite afecțiuni. Dar trebuie avut grijă, aici apropo fac o paranteză, din nefericire în ultimii câțiva zeci de ani, cel puțin la noi, s-a făcut un mare abuz de antibiotice. Există deja rezistență la antibiotice, aici aviz părinților care tentația este foarte mare de a da copilului imediat cu mărăcit, îi curge puțin nasul, îi dăm antibiotic, este total greșit. Ar trebui să le folosim și să avem grijă, chiar și adulți, cât de des folosim aceste antibiotice, pentru că ar trebui să avem mai multă încredere în corpul nostru și să lăsăm să lupte puțin singur cu aceste, eu știu, cu bacteriile, să spunem. Și doar în situația în care într-adevăr constatăm sau medicul de familie constată că trebuie un ajutor să facem treaba aceasta. Deci mare atenție, pentru că există situații în care realmente avem nevoie de antibiotice și constatăm că nu mai reacționăm la ele. De ce? Pentru că e o rezistență dobândită în ani, motivul fiind acest abuz pentru orice mică viroză, pentru orice mică, eu știu, afectare respiratorie, dăm antibiotic. E un lucru greșit, trebuie să o facem doar atunci când suntem sau când medicul este convins că e într-adevăr nevoie să fie administrată. Exact așa este cum a spus. Cred că de cele mai multe ori preferăm să nu mergem la specialist, la medic sau orice alt specialist din diferite domenii și preferăm să citim noi pe internet, că noi știm mai bine și suntem mult mai bine pregătiți în domeniul medical. Acum vorbesc de orice teme, orice categorii diferite și ajungem să ne producem singuri dezechilibre în propriul organism, chiar să ne sabotăm singuri propria sănătate. De ce nu? Da, așa este. Din fericire, acum și la noi este mai reglementată partea aceasta, fiindcă mulți ani ai putut să mergi în farmacie și să-ți cumperi ce antibiotic ai vrut, fără niciun fel de problemă, fără să se ceară o rețetă. Acum lucrurile sunt un pic mai reglementate, lucru care este, repet, extrem de bun, pentru că sunt medicamente puternice pe care nu ar trebui să le luăm pur și simplu așa pentru că am citit noi pe internet. E un aspect cu care medicii și în special medicii care sunt la serviciile de urgență sau serviciile de ATI se confruntă. Și e realmente o dramă în momentul în care trebuie să dai complexe de câte 2-3 antibiotice ca să faci față unor, eu știu, patologii severe și constați că pacienții nu reacționează din acest motiv. Deci e benefic că lucrurile acestea sunt reglementate și trebuie să fim, repet, trebuie să avem mai multă încredere în organismul nostru și nu pentru orice banală răceală să dăm antibiotic. Și asta e valabil și pentru copii. Exact. Mai ales la copii. Acum adultul mai rar, să spunem, facem astfel de afecțiuni atât de severe, să spunem, încât să necesite, eu știu, tratamente îndelungate. Dar pentru copii cu atât mai mult. Da, pe de altă parte, copiii nu au de unde să știe foarte multe lucruri și atunci părinții sunt de cele mai multe ori. Sigur că e impresionant când un copil, eu știu, face o febră înaltă, tentația este imediat să intervenim și cu antipiretice și cu antibiotice. Trebuie lăsat un pic organismul, are capacitatea să se lupte împotriva acestor afecțiuni, trebuie lăsat
trebuie lăsat să-și facă treaba. Sistemul imunitar trebuie lăsat să-și facă treaba, realmente. Da, e cumva trist pe de altă parte, pentru că noi așa suntem învățați cu foarte multe medicamente când nu avem nimic până la urmă și creștem așa și continuăm și noi obiceiul acela până poate la un moment dat ne dăm seama că nu e în regulă. Sau mai sunt și categoriile celor care sunt efectiv înnecați în pastile. Da, așa e. E o iluzie să credem. Sigur că e mai simplu. Mă gândesc, ok, îmi interesează sistemul imunitar, iau o pastilă de multivitamine, îmi cresc sistemul imunitar. E mai comod decât să îmi petrec timpul gătindu-mi o salată sănătoasă. Îmi ia ceva mai mult timp decât să beau o pastilă. Dar e o iluzie să credem că pastiluța aceea ne ajută mai mult decât un bol de salată plin de culoare și plin de nutrienți și plin de alimente sănătoase. Ar trebui de fapt să facem această resetare cumva mentală și să ne gândim că ceea ce ne preparăm, ceea ce mâncăm, felul în care dormim, felul în care conducem activitatea fizică și câtă mișcare facem într-o zi, este infinit mai importantă decât a lua. Nu putem să punem un stil de viață într-o pastilă. Niciodată nu se va putea întâmpla treaba asta. Exact. Am ajuns la sfârșit și vreau să vă rog să-mi spuneți dacă mai considerați că este ceva important de spus pe acest subiect pentru ca oamenii să știe. Da, poate. Cred că cel mai important lucru, deși subiectul nostru principal a fost cel legat de nutriție. Toate se leagă cumva. Exact. Dar mai degrabă cred că aș spune faceți mișcare. Faceți mișcare, plimbați-vă, faceți-vă timp să gătiți mâncare, faceți-vă timp să vă faceți o salată seara, faceți-vă timp să vă puneți un pic de ordine în viață, fiindcă rigoarea și disciplina în stilul de viață este, cred că, cel mai important pas pe care îl putem face spre o viață sănătoasă și un sistem imunitar puternic.